Daniela Podariu este o învățătoare din comuna Vlădeni. De când era mică, a învățat de la bunici și părinți că în joia patimilor se vopsesc și închistresc ouăle. Așa face de ani de zile, iar în secolul vitezei, dascălul are răbdare să învețe și pe cei mici această îndeletnicire, pentru ca tradiția să nu se risipească și să fie dusă mai departe. Femeia a reușit să le stârnească interesul tinerilor, iar joi 10 de copii și tineri din Vlădeni au mers la școală. Îmbrăcați frumos în straie tradiționale, ei au învățat tainele încondeierii ouălor cu ceară și chișiță. Ne alegem un model și începem încondeiatul de la oul alb. Vom scrie modelul pe alb, cufundăm apoi în vopsea galbenă, scoatem oul din galben, îl lăsăm să se usuce și continuăm modelul pe galben. Copiii au fost de-a dreptul fascinați de această lecție unică. Nerăbdători au și trecut la treabă și au încercat să creeze pe ouă diferite modele cu ceară. Este semn bun că acest obicei deosebit va fi transmis mai departe. O creastă de cupăș. Și prima dată cu ce faci? Aia din mână ce este? Chișiță. Chișiță. Ce faci tu astăzi? Încondeiez ouă. Am învățat să încondeiez ouă. De la doamna profesoară Daniela. M-a atras această artă a ouălor încondeiate, deoarece dintr-un singur ou și cu ajutorul chișiței cu ceară poți realiza modele de artă. În această zi se vopsesc ouăle, deoarece astăzi Iisus Hristos a fost răstignit. Și privind mai multe legende, și cea mai cunoscută din bătrâni este că Maica Domnului a adus un coș cu ouă și a fost pus sub picioarele Domnului și ele s-au înroșit. Tehnica încondeierii ouălor nu este atât de simplă pe cât pare. Trebuie foarte multă îndemânare și grijă. Copilor le place, deși este un meșteșug greu. Presupune foarte multă răbdare, atenție. Le place. Vin cu drag la atelierile de încondeiat. Lucrează și acasă. Unii dintre copiii i-au învățat și pe părinți. Pentru specialiști, ornamentica ouălor încondeiate este foarte variată și cuprinde simboluri geometrice, vegetale, animale, antropomorfe și religioase. O, ce zile! O, ce pare!